Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Este acea vineri, acel tip de vineri, acel tip de ediție specială în care un singur invitat, cel mai valoros, cel mai important, singurul care cu adevărat dă valoare unei televiziuni și dă valoare unei emisiuni, adică dumneavoastră, cei care vă uitați la noi. Aveți pe ecran numerele afișate. Tema de astăzi pe care îmi doresc să o discutăm împreună sau să o discutați voi între voi ca să vă auziți unii pe alții, diaspora cu cei de acasă, săracii cu bogații, săracii foarte mulți, bogații foarte puțini, dar și mai bogați din ce în ce, chiar dacă e pandemie, necăjiții cu oamenii fericiți, bolnavii cu sănătoșii, bolnavii din păcate mai mulți decât sănătoșii în această țară. Deci toți aveți cale liberă să discutăm despre o singură temă pe care o vedeți pe ecran, pe banda albă. Câți reușim să scăpăm? Câți reușim ca după nenorocirea asta de 2 ani de pandemie să intrăm într-o pandemie mai dramatică? Credeți-mă, uitați, îmi fac Sfânta Cruce. În ce intrăm acum este mai dramatic decât COVID-ul. COVID-ul a fost... Hai că nu vreau să spun cum a fost. Ce urmează este adevărata pandemie. Ce urmează este adevărata dramă socială. Ce urmează ar trebui contorizat la știri. Și apropo, vreau să văd care televiziune va face benzi. Aici jos undeva va face benzi. Să spună, în ultimele 24 de ore au murit de foame atâți români. În ultimele 24 de ore au ajuns pe paturile spitalelor din România atâți necăjiți. Vreau să văd care sunt televiziunile de știri care vor face benzi. Că la COVID 2 ani am știut câte cazuri, am știut câți la ATI, câți intubați, câți înveninați, câți cu două doze, câți cu booster. Bă, le-am știut pe toate. Și încă le știm. Credeți că va exista vreo televiziune care să scrie în ultimele 24 de ore au murit de foame la ei în casă, în boșdeucă, sau în bloc, sau la ei pe stradă, sau la ei în comună, sau la ei unde vreți. Atâți români, în ultimele 24 de ore, au fost diagnosticați cu cancer. Atâți români, de ce? Pentru că mănâncă numai porcării? Sau pentru că nu mănâncă deloc? Sau pentru că sunt stresați că n-au bani de gaze sau curent? Că stresul generează cancer. Vreau să văd și eu televiziunea aceea. E, despre asta vreau să discutăm azi. Câți reușim cu prețurile, cu facturile, cu gazele, cu motorinele, cu benzinele, cu ce vreți voi, puneți-le la ce vreți voi, actuale, câți rezistăm? Pentru că am spus în repetate rânduri, în cel puțin ultimele două luni după anul nou încoace, că sute de mii de familii de români sunt în incapacitate de plată. Nu s-a întâmplat niciodată după 1989. Înainte de 1989, pe vremea lui Ceaușescu, nu se punea problema. Nu exista noțiunea familie în incapacitate de plată. De ce? Că se ducea secretarul de partid în comună și o rezolva cu primarul. Sau se ducea secretarul de partid pe întreprindere și o rezolva cu ăia care... Da? Sau venea miliția și te lua după stradă și te ducea cu japca la muncă, deci nu puteai să mori de foame. N-am spus că era bine. Am spus că nu s-a ajuns în incapacitate de plată ca acum niciodată în România pe care o știu eu. Și de mai bine de jumătate de secol știu țara asta. De 40 de ani lucrez în domeniul televiziunii. Bă, niciodată, repet, de la Revoluție până azi, necăjiții nu au fost atât de necăjiți, gulerele albe n-au fost atât de eficiente, șmenozeala și... nenorocirea pe capul oamenilor nu s-au întâlnit atât de în coliziune ca acum. Deschidem telefoanele, este emisiunea voastră, vă aparține, am să vorbesc cât mai puțin posibil. Bună ziua, sunteți în direct. Salut, Constantine, te ascult cu drag. Da, domnul Barbu, bună ziua. Bună ziua, cât ne salvăm și cum? Păi ne putem salva momentul în care din consiliile de administrație apar tot soiul de rezerviști cu grade mari. Așa ne salvăm. Foarte mari. Așa ne salvăm. Da? Și domnul ăsta, Virgil Popescu, e doar vârful icebergului. Ăsta doar se vede. Atât. Bun. În rest, sunt alții.
Mulțumesc mult, Constantine, mergem mai departe. Iată că începe tranșant, începe dur emisiunea. La Arad, salut, Ghiță, ești în direct. Bună ziua, domnul Barbu. Te ascult cu drag. Într-un minut, eu nu termin. Mă uit la bunicuța aia care e acolo, da? În 89 a fost cineva judecat. Nu mai zic că a fost împușcat. Pentru că nu a avut mâncare, nu a avut căldură, nu a avut absolut nimica. Păi ăștia cine judecă? Nimeni. Așa, tot în 89 era vorba, nu ne vindem țara, țara este vândută total. Te rog frumos, spune-mi altceva, că asta știe de la clasa 0 în sus orice copil ce spui acum. Spune-mi ceva nu știe orice copil. Cum reușim ca din sute de mii de familii lovite cumplit de ce se întâmplă acum, familii care n-au bani să-și plătească în aceeași lună și medicamentele, și mâncarea, și întreținerea, n-au bani, ce fac? Ce fac? Pentru că, repet, oameni buni, situația este dramatică. Apropo, ce am uitat să vă spun, iartă-mă, Ghiță, de la 1 aprilie, înțeleg eu, și am surse bine puse la punct, că se va termina cu subvenționarea prețurilor la gaze și la curent. Adică nu cu plafonarea și, mă rog, cu prețurile astea controlate. Adică ne ia și ne aruncă în apă, tată. Acolo unde sunt rechinii. Acum cel puțin au băgat plasa, au băgat minciocul și ne-au scos puțin deasupra apei. Rechinii se plimbă pe sub noi. Bă, dar după 1 aprilie ce facem? Ce fac oameni buni după 1 aprilie, firmele mici și mijlocii? Ce fac oamenii care plătesc sănătos, temeinic, datorii la stat? Cum e locul de muncă unde mă aflu? Ce facem, frate? Că de la 1 aprilie, curentul, gazele, vor fi la prețurile pieței. Bine. Perfect, da. Da, Ghiță, zi, tată, ce facem? Ce trebuie făcut? Da. Trebuie, după mine, trebuie ăștia care ne conduce, să zic așa, că nu ne conduc, ne bagă în groapă, atât cine lucrează, atât și cine îți pensionat. Tocmai aia ce v-am spus la început. Deși spuneți că știe și niște copii. Cine judecă pe ei când nu mai este locuri de... Ghiță, ți-am răspuns, nu-i judecă nimeni. Crezi că asta e întrebarea emisiunii? Cine judecă pe ăștia care au... Nu! Nu-i judecă nimeni, crede-mă! Noi! Bravo! În sfârșit un răspuns inteligent. Noi îi judecăm. Noi! Cum? Noi cum? Ar trebui. Când? Noi. Când și cum? Când și cum? Când? Ce? Dar nu cred că o să fie oameni ca să iasă în stradă odată. Nu o să iasă nimeni Ghiță în stradă și nu asta e soluția. Soluția e să ne înțelepțim, să ne educăm și să nu mai acceptăm jaful. Da. Știți cum e? Atâta vreau să vă mai spun. Avem un imn foarte, foarte... Da. Avem un imn foarte frumos. Da, da. Că deșteaptă-te române. Ne definește. Bine, Ghiță, mersi mult. Paulică, dă-ți tu toate știrile astea cum vrei tu, dar dă-le pe post că este munca noastră. Avem știri, frate. În primul rând, uitați-vă, înainte să luăm următorul telefon, Paule. Știrea 6 arată cam care este nivelul în acest moment, iată-o, inflația... În Statele Unite ale Americii este la cel mai înalt nivel din ultimii 40 de ani. Este la cel mai înalt nivel din ultimii 40 de ani. 7,5%. Uitați-vă bine pe ecran. Este din The Guardian. Repet, 7,5% inflație. Cea mai mare în ultimele 4 decenii în Statele Unite. Știți cât este inflația anunțată azi în România? Stimați telespectatori? Știți cât este inflația anunțată azi în România, stimați telespectatori, vă spun eu, peste 10, poate chiar 11%. Dacă e să luăm cifrele oficiale, avem 11,2% inflație. Vă puteți imagina ce urmează? Aveți inflația în țări europene, evoluția ei. Uitați-vă pe ecran. Uitați-vă țări care au inflație 1, 2, 3, 4%. România o să apară în curând. Bagă și mie în plasmă ca să văd că nu bat până acolo, Paule. O să apară și România, stimați telespectatori. Când apare, oprește puțin. Uitați-vă unde este, oameni buni, România. N-a apărut încă. Aha, ok. Stop! Hopa!
Aici figurează cu 8,19% România, da? În, când asta? În decembrie anul trecut. Știți cât este azi? Uitați-vă pe ecran că cifrele sunt oficiale. Sunt de la Trading Economics, deci este un site, este o sursă absolut serioasă. România în decembrie avea 8,19% inflație. Astăzi România a sărit de 11%. Vă imaginați cum va arăta hrana, cum va arăta cutia cu medicamente, cum va arăta factura la întreținere, cum va arăta rezervorul. Cum, vă puteți imagina peste 3 luni, adică prin mai, iunie. Bine, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua. Da, Măline, te ascult. Bună ziua. Eu consider că aceste probleme pe care ne ivim în ziua de astăzi datorează la două lucruri foarte mari. Unu, învățământul care este la pământ și din această cauză ar trebui să se introducă în școli, din punctul de vedere, o educație financiară pentru copii și educație juridică ca fiecare cetățean din țara să-și cunoască atât obligațiile cât și drepturile care îi se cuvin. Noi avem doar obligații în momentul de față, drepturi nu avem niciunul, nici măcar dreptul la sănătate n-am avut în ultimii ani de zile, dreptul la hrană, dreptul la a trăi normal, civilizat în capitală europeană. Nu căldură, nu apă caldă, nu nimic. Da? Și apoi aș introduce o lege care să atragă răspunderea fiecărui candidat, că este de partid X, Y, Z, Q, care dacă vine spre domnule, eu candidez la primărie și vreau la anul, dacă am câștigat alegerile, să schimb toată rețeaua de conducte de apă caldă. Măline, stai așa un pic la telefon. Stimați telespectat, stai așa, Măline, că vin apoi la tine. Căciu, Adrian Căciu este ministrul de finanțe al țării. Zice așa, țara, bă, oameni buni, uitați-vă că ziceți că suntem nebuni unii în presă. Nu suntem toată nebuni. Dar putem înnebuni când citim, ca și voi, odată cu noi, citiți, unii dintre voi citiți odată cu mine acum, ce declară ministrul nostru de finanțe. Fiți atenți. Țara nu a știut, adică noi, prostimea, n-am știut că Planul Național de Reziliență și Redresare conține și o reformă fiscală, care reformă fiscală vizează revizuirea, ca să vezi ce o șlefuiește bătrânul Căciu și o dă la întors, revizuirea unor... Nu. Situația este cea de pe ecran. Adrian Căciu, ministrul finanțelor. Există o realitate despre care lumea nu a știut. Planul Național de Reziliență și Redresare conține o reformă fiscală care viza și vizează în continuare, atenție Măline, o analiză a regimului fiscal în scopul revizuirii unor impozite, adică inclusiv impozitul pe... înainte de a merge mai departe, citiți, a revizui înseamnă a crește impozitul. Că asta înseamnă revizuiți pentru Căciu. Da? Deci, creșterea impozitelor la proprietăți, la venituri, adică pe salarii, sau la contribuții, adică pensii și sănătate. Tot prin PNRR se prevede ca această analiză să se facă în birou, fără dezbateri. Nu știu dacă m-am făcut înțeles, Mălin. Analiza nu trebuie să fie cunoscută de prostime. Analiza creșterii taxelor și impozitelor, bă, care era în PNRR, adică într-un document pe care ăia de la, cum îi chema, USR, cu ăia lui Orban, îl negociau acum 2 ani, 3 ani. Deci se știa, numai că nu știam noi prostimea ce negociază ei. E, unul dintre efecte este exact ăsta. Creșterea de impozitare la salarii, creșterea de impozitare la locuințe, la mașini, la averi și creșterea de taxe către Casa de Sănătate și Casa de Pensii. Punct. De ce? Nu sunt bani la buget. Acum te ascult, Mălin. Da. Aș mai introduce pentru domnul care i-ați prezentat și noastră mai devreme, de ne reprezintă prin Parlament și prin primării, aș mai introduce o singură lege. În momentul în care îți prezinți ceea ce dorești tu mandatul să faci ca și primar sau ca și parlamentar, dacă să există o comisie care, dacă nu ți-ai dus la bun sfârșit sau nu ți-ai îndeplinit într-o lună, două, trei, ceea ce ai promis, partidul tău să fie sancționat ca la următoarea lege să nu mai depună niciun candidat. Să vedeți cum vor să vor susția partidele. Mersi mult, Marin. E o utopie minunată. O utopie minunată. Este fabulos ce propune Mălin. Utopie nerealizabil. Minunată. Cine credeți că ar putea să facă așa ceva? Niciodată. Știrea pe care vă dă Paul este o știre absolut... Știți cum e? Mama știrilor. Deci dacă toate știrile de azi au o mamă,
Să presupunem că ar fi născute, fătate, de o mamă, știrile, asta e măsa. Prețurile la energie. Berlinul, cel mai mare preț pe kilowattoră. Kievul, cel mai mic. Creșteri mari, eu spun halucinante, cele mai mari, unde credeți, mă, fraților? La București. Bă, Berlinul are cel mai mare preț. Dar Berlinul, și înainte de nenorocirea asta, fiind Germania și fiind salariile de 18.000 de ori mai mari ca aici și pensiile de 13.000 de ori mai mari ca aici, normal că și la ei prețurile sunt mai mari. Bă, dar cea mai mare creștere este în București. N-o s-o reiau, de ce? Mi s-a uscat saliva. Mi s-au umflat venele spunând de ce au crescut prețurile la gaze și la curent electric în România. Unde se duc banii și cine a pus biciu pe națiunea asta? N-o s-o mai reiau. Da, bună ziua, sunteți în direct. La Blaj, salut Ioane, te ascult. Bună ziua, domnul Barbu. Bună ziua. Eu mă gândesc că ar fi o soluție ca să scăpăm din toate astea, dacă s-ar vrea. Cum? În primul rând, eu cred că existând o majoritate se poate schimba Constituția României. Absolut corect, eu sper să se întâmple. Se poate trece la reorganizarea județelor pe regiuni ca să scăpăm de foarte mulți bugetari care sunt plus. Bravo, bă, Ioane. Agențiile de stat. Bravo. Trebuie să renunțe la salariile nesimțite, să facă o lege al salarizării în care salariul minim să nu fie mai mic, salariul minim să nu fie mai mare, a președintelor să nu fie mai mare decât cu 10, maxim 10 la salariu. Eu știu, hai că traduc eu ce ai vrut să spui. Între președinte și cel mai mic salariu să fie de la 10 la 1. De 1, da, 1 la 10. 1 la 10. Cine depășește el ca să se traie toate salariile. Bravo, tată. Băi, nu știu ce meserie, nu știu ce pregătire, ce meserie ai, dar vorbești ca un înțelept. Bravo, Ioane. Întrebare. Fii atent, întrebare. Stai așa, Ionică. Stai așa. Care vezi tu că este procentul de familii din ăștia câteva sute de mii de familii în incapacitate de a plăti, care se vor salva până în toamna viitoare, iarna viitoare? Foarte puține, domnul Barbu. Bravo, mult. Din astea care au minimul pe economie, poate nici 20-25%. Să-ți dea Dumnezeu și toate. În plus, domnul Barbu, cei care au rate la bănci vor plăti de numerită, pentru că toate cresc. Dar de ce nu să crește și salariul sau să renunțe ei la beneficiile care le are? Dar nu se vrea, domnul Barbu, de ce nu se vrea? De ce nu se aplică Constituția? De ce nu se schimbă Constituția? Am votat pentru 300 de parlamentari, da? Vă dați seama ce reduceți din la bugetul de stat? Vă dați seama? Dar nimeni nu zice nimic. I-a trimis mesaj pe toate posturile de televiziune, la domnul parlamentar, la șeful Camerei Deputaților, la tot. Vă schimbați, vă, fraților, Constituția. Trageți-ne la reorganizarea... Ioane, auzi, Ioane, ai trimis la toate televiziunile, în afară de B1, la emisiunea asta, te-a băgat cineva în seamă? Nu, domnul Barbu. Mersi mult. Să trăiești, Ioane, mersi frumos. Mergem mai departe. La Brașov, să trăiești, Mircea, ești în direct. Cum și câți ne salvăm, tată? Câte familii putem salva de la tragedia care se dezvoltă în România sub ochii noștri? Domnul Barbu, da. Eu v-am mai sunat acum 3 săptămâni și v-am spus că am 1200 pensie. Ați spus așa, deci a fost o ordonanță care a zis că se va recalcula facturile începând de la 1 ianuarie. Nu s-a făcut nimic, au venit alte facturi noi, la fel de nesimțite ca și celelalte. Degeaba reclam la autorități că nu se face nimic. Suntem furați pe față, domnul Barbu, în țara asta, dacă în 1906... cei de la Frămâț nu ieșeau cu băciucile în față, ca să știe regimul care în față un popor, nu se rezolva nimic. Așa este situația și acum. Nu cu măciucile, nu să dăm foc, nu să distrugem, dar pe bunul simț al românului care nu face ce nu trebuie, își bate joc de noi, cei care au fost aleși de noi. Acum se spune adevărul, nu au fost aleși de noi. S-au ales ei pe ei cu calculatoarele și își bat joc de popor, domnul Barbu. Asta e adevărul. Fără o mână fermă care să curețe, să dea jos toată această putreziciune. Mircea, fii atent, stai așa, Mircea. O să ne înmormântăm, o să ajungem morminte, o țară a mormintelor, domnul Barbu. Cei care nu vor să intre în mormânt vor pleca și vor părăsi această țară. Restul, morminte vor fi. Țineți minte,
Nu e o presimțire sumbră sau așa, asta e adevărul. Mircea, te întreb, Mircea. Vânduți care distrug poporul, cum a fost distrus tot bunul și munca de la bunicii noștri încoace după 1990, acum vor să distrugă poporul român. E aceeași tehnologie, aceeași oameni, aceiași fost comuniști care și-au schimbat culoarea, au devenit capitaliști. Te întreb așa, Mircea. Îmi pare rău, dar asta e. Stai un pic. Oprește-te, Mircea. De mine peste 20 de ani. Oprește-te un pic. Ziceți, bă, prostul a avut dreptate. Oprește-te un pic. Oprește-te un pic. Am înțeles. Eu subscriu întru totul la ce ai spus. Dar nu pot să nu te întreb, Mircea. Dacă ai fi ministru sau dacă ai fi premier sau dacă ai fi șeful statului sau dacă ai fi Dumnezeul României, ce măsură ai face, ce măsură ai lua prima oară ca să se redreseze cât de cât situația? Deci, țineți minte, dacă aș fi Dumnezeu României, m-a auzit? Da, te aude toată România care deci, se uită la B1. Dacă aș fi Dumnezeu României, aș lua toți acești politicieni și aș spune să trăiască jumate de an cu 1200 de lei. Cu 1200 de lei, domnul Barbu. Să vadă ce înseamnă să ai o casă care trebuie să o finanțezi din 1200 de lei. Cum suntem mulți prăpădiți. 90% din pensionarii României n-au pensii mai mari de 1500 de lei. Mulțumesc. De-aia ne descurcăm de azi pe mâine. Mulțumesc mult, Mircea. Ce să comentezi? Fix așa stau lucrurile. Am un sentiment și de bucurie și de durere. De durere că astfel de situații devin vizibile prin emisiunea mea și de bucurie că emisiunea mea există și astfel de situații pot să ajungă la toți. Și la ăia care ar trebui să facă, dar sunt păgâni și nu o fac. Sunt nenorociți mulți dintre ei și nu o fac. Ca astfel de situații să fie puține. Să nu fie deloc, nu există nicăieri pe lume. Bă, dar să fie puține, mă! La noi, din păcate, zeci de mii de copii să culcă nemâncați seară de seară. Secolul 21, țară europeană, a venit Stoltenberg, președintele NATO, șeful. Am vărsat apa, să mă ajute și pe mine un coleg acum. Hai mă, vină cu aia bio, lasă și ia, că se duce pe instalație și avem un decor superb, dar din păcate este sub curent electric decorul. Lasă-mă în platou să mă vadă lumea, să-l vadă pe bio ce prompt e. Colegul meu, am vărsat paharul cu apă, se întâmplă. Mulțumesc mult, mergem mai departe, bună ziua, sunteți în direct. Anișoara, ești în direct? Să nu se ducă apa la instalație electrică. Da, zi Anișoara, ești în direct. Alo? Paulica s-a speriat Anișoara de paharul cu apă, l-a văzut și pe Vio. Bă, când îl vezi pe Vio, bărbat bine, frumos, 1,90. Da? Și Anișoara s-a pierdut cu firea, cu Gabi. Mergem mai departe? Iartă-mă, Vio, că te-am deranjat, tată. E ok? Bravo. Hai, mă, Paulica, bagă un telefon! N-avem niciun telefon. Au murit și telefoanele de la paharul ăsta cu apă. Nu au murit, mă, telefoanele, bănuiam eu, s-au blocat oamenii. La Brașov, salut, Dumitre, ești în direct. Cu respect, domnul Barbu, ce noroc am putut să intru. Domnul Barbu, vă dau soluția. Foarte tare. Vă dau soluția, subscriu la ce a spus antevorbitorii mei. Așa? Înainte, excepțional, adaug însă ceva foarte important. Schimbarea formei de guvernământ. Corect. Din Republică, Monarhie Constituțională. Bravo, tată, în sfârșit. Asta e să trăiască regele. De fapt, regina. Că o să fie... Să știți, domnul Barbu, vă asigur, dacă România era monarhie constituțională, eram 200 de ani înainte. Nu mai era sărăcia asta. Bravo. Da, uite, vreau să spun ceva. Vreau să spun ceva, dar să nu... Eu nu, aici toată lumea care cunoaște cât de cât emisiunea mea și care mă și știe, este de domeniul evidenței, e de notorietate. Nu subscriu la ce spui. Nu că aș fi un republican convins, nu. Monarhia în România, într-o mare parte a istoriei României monarhice, a fost minunată. Într-o altă parte, nu vreau, mă abțin. Dumnezeu să-i odihnească pe toți, regii și reginele țării astea. Vreau să-ți spun așa. Am fost în Maroc. Știi unde e Marocul, da?
În nord-vestul, în nord-vestul Africii, da? Este hai să vă spune vis-a-vis de Spania acolo. Haideți. Bravo, da. Perfect. Am fost acolo. Știi că, din ce am înțeles eu, poate greșit, e monarhie. E dictatură, tată. E dictatură și pe un trotuar era cel mai select club de golf. Conesiorii știu la ce mă refer. Club de golf. Pe trotuarul ăsta, cum ar fi, pe mâna dreaptă, așa, bă, miliardari. Mă, pe trotuarul alt stăteau copiii cu curul pe bordură și cerșeau. Deci, am vrut doar să-ți spun că sunt țări și țări, monarhii și monarhii, și că nu monarhia face Anglia puternică. O ține la un nivel de prestanță, la un nivel de eleganță în diplomație și nu. Anglia este condusă de premierii ei și de guvernele ei. Regina este garantul că ăia, garantul, nu făcătorul, garantul moral, garantul suprem, că ăia fac ce trebuie pentru poporul britanic. Domnul Barbu, nu vă supărați, nu mi-ați dat cel mai bun exemplu. Vă dau eu alte. Bine, eu nu cred că acum, ascultă-mă puțin, știi și tu ca și mine că dacă s-ar pune la vot Republică sau monarhie în România mâine, la referendum, Republica ar câștiga cu 85-90%. Deci vorbim vorbe. Am vorbit așa de drăguț. Nu va fi monarhie în România în această generație sub nicio formă. Nu știu generațiile care vin. Domnul Barbu, nu știm, pentru că nu s-a făcut chestia asta încă. Nu s-a făcut. Prieten drag, știi câte voturi au luat la un loc Fiele Țărâna, Ușoară, Rațiu și Coposu? Știi câte voturi a luat atunci Iliescu? Păi atunci noi suntem, ăștia suntem. Suntem la 40 de ani după, domnul Barbu. Ar trebui să se vadă din nou. Bine. Voința poporului. Și vă mai spun ceva. Bine. Nu vă supărați. Nu mă supăr. Cea mai înfloritoare perioadă a României a fost perioada interbelică a monarhiei, nu cea republicană. Păi să știi că perioada interbelică a monarhiei a fost făcută în mare parte de Carol al II-lea, care Carol al II-lea A luat o doamnă cu care a plecat din țară, a lăsat coroana pe masă și a plecat cu ea, că îi plăcea femeia foarte mult, s-a dus și a renunțat la tron și a fost preluat tronul de o troică, de trei persoane, pentru că regele, ce să vezi, era la vremea când încă făcea pipi pe el. Era minor grav. Deci nu te duce pe o zonă pe care nu cred că o stăpânești nici tu, nu cred că o stăpânești nici eu foarte bine. Dar perioada interbelică nu este Mihai. Asta ca, dacă te gândeai la el, fie Țărâna Ușoară. Da? Păi, domnul Barbu, te rog. Și nu e nici... Da. Și acum, cine ar trebui să fie rege? Regina fică sau nepotul rege, Nicolae? Care ar fi după părerea ta? Da, acum, care ar fi? Păi nu răspunde, că e o întrebare. Foarte... Că sunteți mulți oameni care au în suflet coroana, regele... Și 10 maiul. Ok. Corect, cine ar trebui, corect, după părerea ta, să fie rege, să pună coroana pe cap? Margareta? Mă rog, prințesă, nu știu ce. Principesă. Da, Margareta, da. Margareta ar trebui să fie, doamna ar trebui să fie principesa Margareta, să fie regina țării, nu? Principesa Margareta, da. Bravo, mersi mult. Asta este foarte important, domnul Barbu. Important ar fi forma de guvernământ, monarhia constituțională. Crezi că s-ar fura mai puțin? Băi, prietenul meu, prieten drag, crezi că s-ar fura mai puțin? Da, categoric. Ce-ar face regina Margareta să se fure mai puțin? Păi ar avea posibilitatea... Răspunde, te rog eu frumos, nu mă duce cu preșul, concret, nicio posibilitate. Ce-ar face? Ar avea posibilitatea să schimbe primul ministru de câte ori nu-și face treaba. A, bravo. Perfect. Cu cine? Deci îl schimbă... Uite, te pun pe tine, regina. Cristian Popescu-l schimba în secunda 2. Stai puțin, Dumitre. Stai un pic. Uite, eu de la mine putere chit că o să mă ia în râs multă lume. Te fac rege, frate, în emisiunea mea. Dumitru din Brașov, ești rege. Ia schimbă tu regele meu. Schimbă tu premierul Ciucă și pune tu premierul tău care să fie bun. Ia, pune-l în direct, ești rege. Să pun un premier eu acum? Păi dacă ești rege, da. Eu te-am pus rege la mine în emisiune. Zi, ești regele României. Te ascult, ce premier pui? A, bine, acum m-ați luat pe nepregătite. Normal că ar trebui să găsesc un om de mare calibru, de mare... Păi nu l-ai în cap? Și... Nu l-ai, dar tu nu l-ai în cap pe ăla de mare calibru? Unde-l cauți? Că ar trebui să caut un specialist, domnul Barbu. Păi unde
hai să-l căutăm împreună, Doamne, iartă-mă, ia, unde? Hai să-l căutăm, dracu, unde? Caută, unde să-l căutăm pe specialistul ăla? Sunt dați la o parte, nu sunt în politică, domnul Barbu, că bine, în politică bine. Am intrat numai acum curatul. Bine, mersi mult, mersi mult. Îmi cer scuze tuturor monarhiștilor și non-monarhiștilor. Am avut un derapaj, îmi cer iertare. Salut, Gheorghe, ești în direct. Să trăiască, domn Barbu. Să trăiești, Gheorghe. Scrie pe Croi acolo câte familii scăpăm, domn Barbu. De ce sunteți răutăcioși și nu avem un pic de răbdare cu ei? Am început bine de la Orban, cât scăpăm? 25.000 de oameni s-au angajat până au venit Ciolacu la bugetari. Răbdare, că nu poți cu toată lumea dată. A venit Ciolacu, i-am făcut la doamna Firea un minister. Am scăpat o familie. Încet, încet, trebuie să avem răbdare. Vom scăpa, domn Barbu. Nu picăm în zi capacitate de plată. Cum să... Nu vedeți că doamna Firea de când și-a făcut minister cel puțin 10 familii face vizite la fiecare și le lasă pachete. Și mai aud, domne, cine ăștia parlamentari, zice, și mama mea are pensie de 10 milioane. Dar măi, nemernic, spune că săptămânal îi trimis mașina cu șoferul, măi. Păi ne sunt cântule cu alimente, asta nu spui la televizor. Da, da, să fim atenți la limbaj. Îți atrage atenția, da, Paul, îți atrag atenția și eu, că ne luăm amendă de la... N-am înjurat, n-am spus nimic, doar atât am spus, că nu spune adevărul, că săptămânal trimite șoferul la mama care are 10 milioane pensie. Aia da, nu spune. Stai așa un pic, că am primit mesaj de la domnul ministru Ialomițeanu, care îmi spune, bună ziua, Tudor, se știa de prevederile din PNRR din domeniul fiscal de anul trecut și anume eliminarea facilităților fiscale privind impozitarea salariilor din domeniul construcțiilor și nu știu ce cu micro-întreprinderi și... domnul Ialomițeanu, v-aș lua pe telefon, dar pierdeți partida. Noi nu vorbim despre astea, domnul Ialomițeanu. Noi vorbim despre prevederile din PNRR. Păi ia mai două dată, Paule, că domnul Ialomițeanu, domnul fost ministru Ialomițeanu, amicul meu, îmi spune că, nu, că se știa de... Nu! Înseamnă că minte Căciu. Avem știre, dă, Paule, știrea cu Căciu, că deja am reușit să mă supăr. Vă las, domn Barbu. Stai așa, nu mă lăsa. Stai, nu da? Mă lăsa. Ia bun, uite știrea. Țara zice Căciu. Bine, lasă-ne atunci, Gheorghe, dacă nu stai cu noi... Sănătate numai bine! Hai, te-am pupat! Țara nu a știut că PNRR conține și o reformă fiscală care vizează revizuirea unor impozite, da? Ok, Căciu zice că au promis, și așa au promis pesediștii, ca și liberalii, s-au jurat pe carne de porc că nu bagă nicio taxă și nicio creștere de impozit în plus în mandatele lor. Și ce să vezi, vine domnul ministru Căciu, dă-mă știrea puțin, Paule, pe full screen să-l vadă pe Căciu, uitați-l, acesta e Căciu. Și zice, stați-mă un pic, că prostimea n-a știut adevărul. N-a știut că se va umbla la regimul fiscal în scopul revizuirii unor impozite. În scopul... Ridică puțin să citim ce impozite. Ridică un pic știrea, Paule. Deci există... Stop! Există o realitate despre care lumea nu a știut. Cum adică n-a știut? Adică ne-au prostit, punct. Da? Țara nu a știut, atenție aici, țara, dă cartonul, că e mai bun cartonul nostru decât aici și așa vine cartonul nostru. Țara nu a știut, oameni buni. Uitați, da? Că PNRR-ul conține și o reformă fiscală care viza și vizează așa revizuirea impozitelor la ce? Impozit pe proprietate, impozit pe venit și taxele la pensii și la sănătate. Mersi mai departe în direct. Cine e? Alo? Salut, Florine! Vă salut, domnul Barbu. Eu cred că totuși dacă cineva vrea să facă totuși ceva, să nu mai dăm din grop în grop. Și cred că parte din vină o are și actuala inteligenție românească. Sunt oameni de valoare. Oameni care și-au arătat valoarea de-a lungul anilor, recunoscuți și care nici măcar din spiritul ăsta patriotic, dacă aș putea că mai există așa, să intre în într-un fel în politică și să creeze niște, un partid politic sau niște forțe politice guvernate de niște lucruri adevărate și cinstite. Am două întrebări la tine, Florine. Am două întrebări la tine. Prima. Da. Mi-ai sugerat-o în ce ai spus adineauri.
în actuala situație din România, tu simți nevoia, crezi că alții simt nevoia apariției unei structuri politice alta decât cele existente? Exact, dar o structură politică care să aibă la, în majoritate oamenii de valoare, oamenii care și-au dovedit valoarea de-a lungul timpului, sunt profesori, sunt academicieni, sunt oameni gen Coșa, domnul profesor... Hai să nu dăm exemple, nu, că se supără... Că sunt N. Întrebare. Și pe rând, da. A doua întrebare. De ce acești oameni, care cu certitudine există, România are foarte, foarte mulți oameni valoroși, de ce majoritatea dintre ei nu se apropie de politică precum dracul de tămâie? Florin? N-am auzit întrebarea. De ce nu se apropie oamenii valoroși de politică precum dracul de tămâie? Domnul Tudor, acum sunt, după părerea mea, ar fi două aspecte. Unul ar fi, cred că și datorită turnului de fildeș în care majoritatea stau și stau bine acolo și trec de la concepția de ce să mă bag, să-mi bat cuia în tălpi și să... Asta e, chiar dacă, tipic românească, chiar dacă, tipic românească. Dar exact, pentru că uitați-vă la 1866, de la Unde? Unirea, toată floarea culturii. Bine, ultima întrebare, Florine. Ultima întrebare. Dacă ar fi să fie mâine, poimine, referendum, duminică, monarhie sau republică, ce ai vota? Aș vota republica și... Și ce? Poftim? Și ce? Da, aș vota Republica și o radicală amendare a Constituției, pentru că Constituția actuală dă, nu garantează întru totul acele lucruri de care ar trebui să beneficieze cetățeanul român. Și mai zic un lucru. Mă refer aici la cele legate de justiție, la cele legate de proprietate și inclusiv organizare politică. Știi? Mulțumesc mult, Florin! A fost Florin din Ploiești. Mergem mai departe. Bună ziua, sunteți în direct. Mihaela, am auzit? Alo, bună ziua! Am o rugăminte, două. Una, să oprești sonorul televizorului și a doua, să stai cu noi 2 minute, 3, luăm publicitate și venim la tine. E bine? Foarte bine, mulțumesc. Mersi frumos, Mihaela. Ne-am întors, oameni buni, în direct. Vă mai spun o dată cum stau lucrurile la american, ca să înțelegeți cât e de mare... Știți cum avea tata o vorbă, Dumnezeu să-l ierte? Porceaua e moartă, are 200 de chile. E moartă în coteț, e cu curul în ușa cotețului și ușa se deschide spre interior. Hands cu mâna. Deci, inflația în Statele Unite e de 7,5%. Bă, o să vi se pare, păi stă bine americanul. Nu! E cea mai nasoală inflație în ultimii 40 de ani. Când o veni valul acesta, trece Atlanticul, așa, ca un tsunami. Trece de canalul Mânecii. Trece de Europa de vest și începe să vină încoa spre noi, spre bulgari, spre unguri, spre slovaci, spre români. Apropo, la noi este 11,2. Bine, Mihaela, ești în direct. Alo, bună ziua, domnul Tudor. Nu știu dacă contează părerea mea. În orice caz, cu actualii politicieni, nu vom ajunge nicăieri. Nu vreau să spun că nu-i duce capul sau nu știu care sunt motivele, dar până nu se va schimba clasa politică... Corect, Mihaela. Mihaela, nu vreau să-ți închid telefonul. Ascultă-mă, nu-ți închid telefonul pentru că ai stat în pauză alături de noi. Dar când aud, mie mi se face... mi se ridică părul ca la lupi. Iarna în pădure. Mi se ridică părul pe șira spinării. Cu cine vrei, Mihaela, să schimbi clasa politică? Zi-mi tu cu cine. Am vrut doar să vă dau o idee. Până când
fiecare cetățean nu conștientizează valoarea votului lui, bravo, nu vom putea scăpa. Păi uite, îți dau un exemplu, Mihaela dragă. Acum clasa politică se schimbă în ochii multora dintre voi, dintre noi, dintre voi, nu dintre noi, mergând lumea către aur. Păi nu e bine? Nu știu dacă către aur. Păi da, dacă nici aurul nu e bun, Mihaela, se schimbă clasa politică cu Simion, cu ăștia. E vorba de schimbarea politicienilor. Păi nu-i mai bună și Șoșo, cum o cheamă? Șoșoacă. Echipa Șoșoacă Simion. De ce nu e bună echipa asta? Nu știu, eu am vrut să vă sugerez o idee, nu știu dacă e viabilă din punctul dumneavoastră de vedere. Te rog. Dar aș propune ca 5 minute, 10 minute în emisiunile televizate, în emisiunile da? Știri, să se informeze domnul Tudor, mă înspăimântă gândul că se apropie alegerile și prin transmisiunile pe care le faceți înainte aud iară oameni, aștept să-mi spună primarul, aștept să-mi spună nu știu cine, pe cine să votez. Eu cred că ar fi foarte bine dacă s-ar porni cu implementarea, deci să se facă cunoscute atribuțiile fiecărei a președintelui României. Atribuțiile fiecărei funcții în stat. A, exact. Mersi frumos, Mihaela. Mersi mult. Foarte tare. Să rot mâna, doamna Filoftea, ești în direct. Bună ziua, domnul Barbu. Referitor la schimbarea Constituției, după părerea mea, nu cred că este momentul... Stai un pic, Filoftea, te rog așa, pot să iau și o publicitate să mă întorc la tine la Ploiești? Da. Bine, rămâi la telefon să nu închizi.